Vremea se păstrează rece în următoarele zile. Ploile care au căzut în ultima perioadă în întreaga țară dau semne de oboseală. Frigul însă nu cedează teren, miercuri noapte mercurul din termometre urcând cu greu până la 3 grade Celsius la Giurgiu. În plus, același vânt tăios ne va face să tremurăm de frig în sud-estul țării și la munte. Joi, vremea va fi în continuare mult mai rece decât în mod obișnuit la începutul lunii octombrie. Cerul va prezenta unele înnorări și trecător vor fi condiții să plouă slab. Ploile vor fi însoțite de vânt, în timp ce în zona montană precipitațiile se vor transforma în lapoviță și nisoare. Valorile termice abia adună 10-11 grade Celsius în plină zi. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt din nou în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă 113 cm. Umiditatea aerului va fi de 74%.